În momentul de față există în lume peste 400 de centrale nucleare aflate în 20 de țări. Sunt oare acestea niște bombe cu ceas? Este posibil ca ele să facă zonele în care se află nelocuibile după o explozie nucleară? Dacă toate aceste centrale ar exploda simultan, viața ar fi o luptă constantă pentru supraviețuire și toți am fi vânați de un prădător invizibil, radiațiile. Pământul ar fi fost o zonă interzisă, un tărâm foarte radioactiv, plin de pericole și contaminare unde noi nu am avea voie să mergem. Cum crezi că ai putea supraviețui pe acest tărâm care se numea odată Pământ? Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă toate reactoarele nucleare ar exploda simultan. Te trezește o explozie puternică care pare să vină de la centrala nucleară de lângă oraș, după care vezi și norul în formă de ciupercă. De ce strălucește cerul? Oare pot să nu mă duc la muncă astăzi? Ei bine, viața ta e pe cale să se schimbe radical. Vestea bună e că nu e singur. Toate centralele nucleare de pe pământ au explodat simultan. Te întreb probabil, nu a murit toți imediat dacă s-ar întâmpla asta? Ei bine, nu. Din păcate, aceasta ar fi o moarte lentă. Reactoarele nucleare nu explodează ca bombele atomice. Reactoarele lor generează electricitate prin procesul de fisiune nucleară. O bombă atomică folosește acest proces pentru a genera energie care produce o explozie. Reactoarele nucleare sunt monitorizate și controlate în timp ce o bombă atomică este o reacție în lanț necontrolată de fisiune nucleară. Asta înseamnă că spre deosebire de bomba atomică, reactorul nuclear nu este făcut să explodeze. Dar chiar dacă nu explodează precum o bombă, asta nu înseamnă că ai scăpat de radiații. Orice formă de viață din apropierea reactoarelor ar fi anihilată, iar cei care nu au murit deja trebuie să părăsească zona cât mai repede. Topirea nucleului trebuie izolată cât mai rapid, astfel încât contaminarea să nu se răspândească în sol și în apă. Mii sau chiar milioane de oameni ar risca să fie iradiați și rata cancerului ar crește extrem de mult. Deci, dacă explozia nu te-a omorât, probabil că te vor ucide radiațiile. Sindromul iradierii acute, cunoscut și sub denumirea de boală de iradiere, apare datorită expunerii la doze mari de radiații. În câteva minute, corpul poate să absoarbă radiații destule cât să-ți provoace moartea. Poți merge la spital? Sigur că da, dar probabil că toată lumea ar fi deja acolo, iar spitalele nu ar fi echipate să facă față unui asemenea nivel de boală de iradiere. Pe pământ ar fi acum sute de zone de excludere. Imaginați-vă zona de excludere de la Cernobâl care acum ar fi extinsă peste tot în lume. Unii cercetători spun că o astfel de zonă este periculoasă pentru oameni pe o perioadă de 20.000 de ani, deci va fi destul de greu să așteptăm să treacă această catastrofă. Cele mai multe centrale nucleare sunt în America de Nord, Europa fiind pe locul 2, deci cu siguranță nu ai vrea să fii pe unul dintre cele două continente. Poate că acum este momentul să fugi în Australia, Noua Zeelandă sau poate chiar America de Sud sau Africa, dar hai să încercăm să rămânem optimiști chiar și în fața unei apocalipse nucleare. Deci ar putea să fie și ceva bun în acest scenariu? Dacă iubești natura, vei fi fericit să vezi cum vegetația va pune stăpânire pe orașele abandonate, iar când clădirile de acolo se vor degrada, se va forma un strat de sol, ceea ce va face ca mai multe plante și chiar copaci să crească și acolo, una în care vom prospera și vom învăța să lucrăm împreună cu planeta pentru a ne dezvolta ca specie. Din fericire, șansele ca aceste centrale nucleare să explodeze simultan sunt foarte, foarte mici. Cu toate astea, chiar dacă centralele nucleare poluează mai puțin decât termocentralele, ele nu sunt singura metodă de a obține energie, mai ales dacă luăm în considerare riscul unui atac nuclear. Să sperăm că nu va fi nevoie de o apocalipsă nucleară pentru ca noi să ne dăm seama că există și alte metode mai puțin periculoase prin care putem produce energie. Putem folosi surse curate și regenerabile prin care nu am risca să facem planeta nelocuibilă. Dacă am renunțat la energia nucleară și am găsit altă sursă, am putea oare să folosim ceva care există în jurul nostru, dacă am transformat tot plasticul în combustibil? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!